este destinația noastră, știu. Mai sensibilă a grupului și romantica. Un copil pur, curat, inocent. E așa ca mierea. Cu ea cred că se întâmplă foarte multe lucruri, pentru că pe ea chiar o lovesc lucrurile așa în plex și nu știe exact ce se întâmplă. Foarte talentată, cântă la chitară și cântă superb. Se gândește la viitorul ei și e capabilă de sacrificii pentru cei pe care îi iubește. Ana e copilul cu minte, cu tată posesiv și foarte strict. E perfect conștientă de faptul că taică-su îi vrea binele și că nu face din răutate, dar cu toate astea își dorește și ea lucrurile ei și ajunge până la urmă să se împotrivească. Fiind dominată de tatăl ei, este frică, nu care cumva să mai facă vreo greșeală, nu care cumva să-l supere pe tatăl ei, care a pus-o clar pe un traseu bine definit. Trebuie să învețe, să ajungă la universitate de prestigiu de afară. Bineînțeles, cea mai mare cântăreață este și aici, chiar în spate. Nu vreau să iau chitara ei.